Transportatorii din Constanța amenință cu întreruperea activității. Ei sunt nemulțumiți de introducerea noilor taxe, de timpul mare de așteptare la nave, dar și de condițiile din port. Ei au stat de vorbă astăzi cu președintele Federației Operatorilor Români de Transport, care a venit la malul mării. Fenomen inedit pe litoral, unde marea pare că fierbe. Aburdenșii au ieșit azi dimineață din apă, creând un spectacol uimitor în contrast cu gerul tăios de afară. Mai multe imagini imediat. Războiul din Ucraina alungă turiștii din Delta Dunării. În 2023 numărul acestora a scăzut dramatic, unde s-a înregistrat cea mai mare pierdere, dar și ce așteptări au turoperatorii pentru acest an, aflați în câteva momente. Protestele transportatorilor continuă și la Constanța. Șoferii de tiruri acuză taxele multe și prea mari și timpii lungi pe care îi petrec în port la încărcare-descărcare. Oamenii vor parcări cu dușuri și cu toalete și fluxuri separate pentru mărfurile ucrainene și cele din Comunitatea Europeană. Portul Constanța se sufocă sub povara mărfurilor de import-export. Mii de containere așteaptă zile întregi pentru a fi puse pe roți în agitația sufocantă a portului Constanța, iar asta generează costuri tot mai mari pe lângă întârzieri în livrări și scumpiri pentru clienții finali. Infrastructura portuară din terminalul de containere se vede depășită de fluxul uriaș de mărfuri, iar șoferii acuză taxele portuare. Licența de lucru în zona liberă e 4.200 de lei pe an, iar intrarea unei camioane 58 de lei pe zi. Aceste taxe nu se regăsesc în niciun port din Europa, deși domnul ministru Grindeanu spune că se plătesc taxe peste tot. Îi solicit să nu mai facă dezinformare, întrucât în niciun port din Europa nu se plătesc aceste taxe, licența de lucru și taxa de acces. Pe cheiurile din Agigea sunt descărcate 6-7.000 de containere pe zi. Sunt pline de mărfuri care ar trebui să ajungă în magazinele din țară sau străinătate. Compania privată care operează traficul de mărfuri în containere din Constanța, sud Agigea, a anunțat o nouă taxă de la 1 ianuarie, 10 euro pentru fiecare tir care intră în port. Este un moment total neoportun pentru a introduce această taxă. Suntem sufocați de ucrainieni. Gândiți-vă, noi suntem undeva la 300 de mașini, 400 maxim active, dânșii au venit undeva cu 1500. Terminalul este același. Anul acesta au fost recorduri unul după altul. S-a ajuns la 1000 de tiruri care vin în fiecare zi să scoată containerele din port. Lipsa de personal generează cele mai multe dintre probleme. În port lucrează tot atâția muncitori cât erau și înainte de război, când traficul de mărfuri era mult mai scăzut. Transportatorii rutieri acuză managementul portuar că nu angajează mai mulți oameni ca să fluidizeze traficul de mărfuri. Încărcarea și descărcarea navelor la cheu a crescut cu 30%, iar timpii petrecuți la vamă cu formalitățile aproape s-au dublat. Oamenii ăștia n-au niciun fel de servicii în corespondență cu ceea ce plătesc. Un WC, o toaletă, ceva civilizat, o platformă civilizată. Suntem în 2024. Unde e intermodalitatea promisă? Problemele din port se vor vedea curând și pe rafturile magazinelor, cred transportatorii, dacă situația nu se rezolvă. Plănuiesc forme de protest din ce în ce mai agresive până la a opri activitatea. Camionagii din Constanța au protestat cot la cot cu colegilor din țară timp de 8 zile, blocând mai multe porți de acces din port, dar și câteva artere din Constanța. Am început să primim amenzi, toți cei care am participat la protest, începând de duminică, să ne prezentăm la poliție, să specificăm cine a fost la volanul autocamionului. Bănuiesc că șoferii noștri or să rămână fără permise, implicit firma o să stea pe dreapta. Protestatarii spun că nu vor renunța la proteste până când guvernul nu le va soluționa toate revendicările. Fenomen inedit pe litoral, unde apa mării pare că fierbe. Aburdenșii au ieșit azi dimineață din apa mării, creând un spectacol uimitor în contrast cu gerul năpraznic de afară, cu un termometru care a înregistrat minus 7 grade Celsius în timp ce apa mării a rămas la 7 grade Celsius cu plus. Contrastul termic a creat condițiile ideale pentru formarea unor aburdenși la suprafața mării. Localnicii au numit acest fenomen fierberea mării, iar specialiștii au venit cu explicație clară. Temperatura extrem de scăzută a aerului în contrast cu temperatura mai caldă a apei mării a dus la vaporizarea stratului de suprafață al apei. Rezultatul a fost un spectacol vizual fascinant care s-a întins de-a lungul falezei, de la malul mării și până în larg. Un fenomen explicabil fizic, perfect normal, dar care demonstrează că marea încă are resurse de temperaturi ridicate. Asta
generează o concluzie că această încălzire climatică încă o vedem chiar acum, în mijlocul gerului, în mijlocul vântului. Noi ne uităm la mare și vedem că în continuare clima este prea caldă. Temperaturile scăzute înregistrate în weekend și ninsoarea nu au fost o problemă pentru toată lumea, ba dimpotrivă, pentru câțiva tineri de pe litoral au reprezentat o adevărată provocare. Aceștia au renunțat la hainele groase de iarnă, au îmbrăcat costumele de baie și au intrat în apa mării rece ca gheața pentru provocarea Cool Challenge. Bate vântul foarte tare, bate vântul din nord, valurile foarte mari, curenții foarte mari, așa că vom intra doar la mar și concurenții vor sta, vor așeza în fund până ajung cu apa până la gât. Nu ne aventurăm sigur, salvamanii sunt aici să asiste în caz de orice, dar nu va fi cazul. Este foarte frig. Cei drept nu au rezistat prea mult în apă. După doar câteva zeci de secunde au ieșit în fugă la mal. Mai sunt de apă, de afară, știți? Cât de greu v-a fost să vă obișnuiți? Pe fotul ăsta, mai tot timpul, mai deja se obișnuie și mai frig afară decât în apă. Asta e clar. Cam câte grade? Cred că, uite, de vedea, au 4 grade. Ca să facă față mai ușor temperaturilor scăzute, organizatorii le-au oferit concurenților vin fiert, țuică, fiartă și ceai și au aprins un frumos foc de tabără. În plus, pe plajă au fost prezenți și salvamarii pentru a interveni în cazul în care unul dintre concurenți are probleme. Competiția se desfășoară pe parcursul a 3 weekenduri. La final, cei mai buni primesc premii. Locul întâi, denumit și premiul Ursul Polar, primește abonament la spa timp de un an în valoare de 6.000 de lei. Locul 2, Pinguinul, câștigă un curs de introducere, kite. De asemenea, organizatorii oferă și un premiu de participare pentru cei prezenți în toate zilele de concurs, un șezlong gratis pe perioada unei luni de vară în valoare de 1200 de lei. Războiul din Ucraina alungă turiștii din Delta Dunării. În 2023, numărul acestora a fost cu cel puțin 40% mai mic față de cel din anul precedent. Pensiunile de pe brațul Chilia, situate în apropierea graniței cu Ucraina, au înregistrat cea mai mare scădere în 2023, pierzând 65% din vizitatori, arată o statistică a Asociației Patronatului din Turism Delta Dunării. Cum este să faci publicitate legată de Delta Dunării și să vezi știrile spunând că a căzut o dronă și că vin bombele și mai departe. Autoritățile statului ar trebui să iasă foarte clar și concret, să zică, domnule, sunt ieșite la limita brațului Chilia, în afara oricărei zone locuite, și că suprafața Deltei are o suprafață mai mare ca suprafața județului Brașov și că nu este niciun pericol. Zonele mai puțin afectate au fost cele cu acces auto, precum Mahmudia, Murighiol, Dunăvăț, Sarichioi și Jurilovca. Și în municipiul Tulcea, turiștii au fost mai puțini în 2023, înregistrându-se o scădere de 30% față de anul precedent. Nici cheltuielile per capita ale turiștilor nu au mai fost la fel de mari. Turiștii au fost mai atenți cu bugetul și la cazare, dar și la masă în 2023. Cu toate acestea, există speranță în rândul operatorilor din turism. Ei cred că oamenii s-au adaptat la ideea de conflict și spun că județul Tulcea rămâne o destinație sigură. Turiștii s-au mai obișnuit cu ideea de război și sunt șanse să-și dea seama că dacă 2 ani nu a fost niciun pericol, județul Tulcea este totuși o destinație sigură, a transmis președintele Asociației Patronatului din Turism Delta Dunării, Daniel Ilușcă. La Constanța, 3 paramedici și un voluntar smurd au ajuns duminică seară la spital după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un grav accident rutier. Evenimentul s-a petrecut într-o intersecție situată în centrul orașului, la câteva sute de metri distanță de spitalul județean. Autospeciala smurd se deplasa la o intervenție și avea semnalele acustice și luminoase pornite, ceea ce înseamnă că avea prioritate indiferent de culoarea semaforului. Se pare însă că șoferul unui autoturism a uitat regulile și a lovit în plin autospeciala. În urma impactului, mașina de salvare a fost pur și simplu aruncată în gardul unei biserici. 3 cadre medicale și un voluntar au suferit multiple politraumatisme și au fost transportați la spital. Din fericire, starea acestora este stabilă, iar viața nu le este pusă în pericol. Cercetările au fost preluate de către polițiști de la serviciul rutier. Aceștia au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferul vinovat a rămas fără permisul de conducere.
Surprize pentru pasionații de istorie și arheologie pe 24 ianuarie de Ziua Micii Uniri. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, alături de alte muzee importante din județ, precum Histria, Adam Clisi, Capidava și Hârșova, vor primi vizitatori gratuit. Muzeele vor avea toate expozițiile deschise pe 24 ianuarie între orele 9 și 14. Cei care vor trece pragul acestor muzee vor avea ocazia de a descoperi artefacte antice, documente istorice, exponate fascinante, care oferă o perspectivă profundă asupra istoriei și culturii regiunii noastre. Un prilej excelent de a învăța mai multe despre moștenirea noastră comună și pentru a petrece o zi învățând despre trecutul nostru, spun organizatorii. Asociația Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța anunță desfășurarea unui concurs pentru ocuparea unui post de specialist marketing în cadrul departamentului media al organizației. Cu o creștere semnificativă a activității, organizația caută să își extindă echipa pentru a gestiona eficient activitatea pe care o desfășoară pentru promovarea Constanței și a stațiunii Mamaia. Activitatea a crescut, volumul de muncă este din ce în ce mai mare și a devenit imperios necesar să căutăm un nou coleg, o nouă colegă. Sperăm că vom avea cât mai multe înscrieri, având în vedere că întreaga activitate, mai ales cea specifică pe departamentul media, este extrem de interesantă și provocatoare, a declarat George Mândilă, președintele OMD Mamaia Constanța. Persoanele interesate de ocuparea acestui post își pot depune candidatura până la data de 10 februarie 2024 la sediul OMD Mamaia Constanța. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. Se oprește apa pe mai multe străzi din Constanța. Marți 23 ianuarie, în intervalul 8-16, Raja va închide robinetele în perimetrul delimitat de strada Petru Vulcan, Mircea cel Bătrân, Făgetului Pictor Ion Andreescu, Panai Cerna, Chiliei Soveja, Bulevardul Mamaia, Ion Rațiu, Maramureș, Petru Vulcan cu punctul termic numărul 24. Nu vor avea apă nici consumatorii care locuiesc pe Bulevardul Tomis, porțiunea cuprinsă între strada Poporului și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu și nici cei arondați punctului termic numărul 102. Motivul întreruperii apei îl reprezintă o serie de lucrări pentru realizarea de cămine și instalații mecano-hidraulice pentru modernizare și sectorizare pe rețelele de distribuție apă. Compania de apă face apel la abonați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pentru perioada în care va fi întreruptă alimentarea. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. Vreme rece la începutul săptămânii în Dobrogea, iar precipitațiile vor lipsi din peisaj. La Constanța, vremea va fi închisă ca aspect cu nori pe cer și vânt care suflă cu până la 20 de km la oră. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 1 și 3 grade, la noapte cerul va fi mai mult acoperit, iar temperaturile minime vor avea valori de 0-1 grad Celsius. La Cernavodă, vremea va fi însă însorită și cu cerul mai mult senin pe timpul zilei, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 0 și 2 grade Celsius, iar la noapte termometrele vor oscila între minus 4 și minus 5 grade. Vreme cu cer mai mult acoperit și la Mangalia, cu vânt care bate slab. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 2 și 3 grade, iar la noapte acestea se vor încadra între 0 și minus 1 grad Celsius. Abia de marți, mercurul din termometre va urca până la 6 grade, iar joi va atinge chiar și 10 grade Celsius. Vicecampioana CSM Constanța a învins-o pe FCC Basket UAV Arad cu 78-62 sâmbătă seara în deplasare, în etapa a 10-a Ligii Naționale de Basket Feminin. Echipa constanțeană a obținut o nouă victorie în tot atâtea meciuri. Cristina Jasmine Higgins cu 17 puncte și 10 recuperări a fost cea mai bună de la învingătoare, alături de Sigrid Coizar, 16 puncte și 7 recuperări, iar Bianca Ioana Voica Noghi a marcat 20 de puncte pentru arădence. CSM Constanța a condus la pauză ostilitățile și coordonatoarea Anne-Marie Godri Părău, care a avut o zi în care mai mult de jumătate din asisturile echipei au aparținut. Diferența a făcut o rotație a echipei acolo unde antrenorii Constanței au fost inspirați în schimbări, gestionând timpul eficient și dând timp de odihnă fetelor pentru ca mai apoi să revină în teren, situație în care am avut 28 de puncte marcate de către jucătoarele care au intrat în joc de pe bancă, comparativ cu 2 puncte înscrise de gazde. CSM Târgu Mureș a obținut prima sa victorie în acest sezon, 90-80 cu Rapid București, iar CSM Municipal Târgoviște a trecut de CSU Olimpia Brașov cu 66-54 în deplasare. CSM Constanța va încheia luna ianuarie cu un meci pe teren propriu pe 28 ianuarie, primind vizita celor de la CSM Târgu Mureș în etapa 11-a. Orice meci este greu,
și orice meci este important, evident. Pe această cale îi felicit pe cei din Arad pentru treaba pe care au făcut-o și au umplut o sală. Mă bucură enorm să văd așa ceva la un meci de basket feminin și cred că le face cinste. Pe această cale chiar vreau să-i felicit. Pentru noi urmează un drum lung și greu, dar luăm fiecare meci în parte și sper să ajungem unde ne dorim. Arad are o echipă foarte, foarte bună și s-au luptat până la capăt cu noi. Mă bucur nespus de mult că am reușit să ne distanțăm și să câștigăm. Farul Constanța a reușit să o învingă pe Universitatea Craiova scor 2-1 în cadrul etapei cu numărul 22 din Superliga României. Rivaldinho a deschis scorul pentru campioana în titlu minutul 15 după deviere nefericită a portarului Popescu la șutul lui Luis Munteanu. Universitatea Craiova nu s-a lăsat, iar Alexandru Crețu a redus din diferență minutul 36 al meciului. Totuși, la pauză, Farul a intrat în avantaj după ce Luis Munteanu a profitat de pasa armeanului Grigorian. Chiar dacă în cea de-a doua repriză nu s-a marcat, ambele formații au avut ocazii mari. Luis Munteanu le-a ratat pe cele mai mari ale Farului, în timp ce Mitrița a lovit bara pentru Juveți, iar Marcovici a ratat din 6 metri. Astfel, cu 33 de puncte, Farul a urcat pe locul 6 al campionatului, în timp ce Craiova a rămas pe 4 cu doar un punct în plus. Pentru Olten urmează un nou meci dificil contra liderului din Superliga, FCSB, în timp ce Farul dă peste cealaltă echipă din Craiova, FCU 1948. Băieții au jucat, au făcut un meci bun. Am făcut ambele faze, așa cum am zis înainte de meci, destul de bine. Bineînțeles că n-ai cum să nu omiți valoarea adversarului și calitatea lui, pentru că e o echipă care are jucători foarte buni, talentați și oricând poate să producă goluri foarte multe. Cred eu că fiecare și-a făcut treaba, când a fost nevoie de portar a scos-o, când a fost nevoie de fundaș a făcut lucrurile bine. Mijlocașii au pasat, au alergat, au recuperat și atacanții cred eu că au arătat că au și o clasă, au o valoare. Sunt jucători buni. Sub conducerea antrenorilor de la lotul național de box Adrian și Mihaela Lăcătuș, Amalia Niță de la CSM Constanța a participat în această săptămână la cea de-a 13-a ediție a turneului internațional Nations Cup, programat în orașul Sombor din Serbia. Sâmbătă seara, în finala categoriei 75 de kg, Amalia Niță s-a confruntat cu Xenia Prusakova din Rusia, iar sportiva noastră și-a demonstrat încă o dată valoarea și calitățile care au făcut din ea o campioană. Constanțeanca, triplă campioană europeană și neînvinsă în carieră, s-a impus cu 3-2 în fața pugilistei din Rusia și a obținut primul trofeu al anului. 2024 este un an important pentru Amalia, cu obiective de mare anvergură, titlul mondial și, bineînțeles, cel european, două etape de referință în parcursul spre titlul olimpic din 2028, precizează clubul constanțean. La CSM Constanța, Amalia Niță este pregătită de antrenorii Mihai Constantin și Ionuț Bodilcu.